consumați, cred că trebuie să mulțumim acestor oameni care se dedică sportului, care se implică, și aici sunteți și factorii decizionali locali și administrația locală, și vă mulțumesc pe acest lucru, că vă implicați, sper că ordonanța de urgență în modificarea legii sportului să vină în sprijinul sportului și să încurajăm și sportul de performanță în același timp și sportul de masă. Trebuie să nu uităm sau să conștientizăm că în momentul de față sportul este cel mai bun ambasador pe care îl are o națiune. Și sportivii de performanță sunt niște exemple și modele de urmat, pentru că și societatea are nevoie de ei. Pentru că în spatele unui sportiv de performanță sunt ani de muncă, nu și-au sacrificat tinerețea, profesionalism, determinare, motivare, seriozitate și nu în ultimul rând dragoste de țară. Și vedeți că în ultimii ani cea mai mare bucurie ne-au adus o sportivă. Ei ne-au scos în stradă, dar de bucurie. Nu ne-au scos în stradă să spun din alte motive, ci doar acelea de bucurie. Cazul și Simone Halep, profesorul Fernandez, jucătura bună finala. Eu vin în sprijinul sportului, am spus la bun început de când am numit să fie și sportului, sunt un partener al sportului, un partener al tinerilor. Nu vin să caut vinovați, dar trebuie tot factorii decizionali să ne așezăm la masă și să găsim cele mai bune soluții de a aduce sportul unde a fost cândva. Și am demonstrat prin sport că putem să fim primii în lume și că nimic nu este imposibil.